în al 19 lea episod din Bahar, când Seren se îmbolnăvește în mijlocul sărbătorii, toată lumea află despre sarcina ei. Din cauza acestei știri care a șocat pe toată lumea, în special pe Aziz Uras, Umai nu poate spune adevărul mamei sale. După ce Seren își împărtășește rezervele cu privire la familia ei cu Bahar, Bahar merge să întâlnească pe mama lui Seren. Mama lui Seren, Efsan, un personaj extrem de dificil, Va deschide un alt front pentru ca Bahar să lupte. Timur îl ajută pe Bahar să planifice o cerere în căsătorie romantică pentru a zis uras și seren, și, pe de altă parte, încearcă să găsească bani pentru datoria ipotecară a casei. Singurul lucru bun pentru Bahar, care încearcă să facă față cu surei în spital, cu socrii ei și cu Timur în familie, este dragostea lui Evren. Evenimente neașteptate o așteaptă pe Bahar. Care își adună curajul și plănuiește să iasă la cină cu Evren pentru prima dată în noaptea pe care a zis Uras o cere. Emoția lui Bahar, care organizează o cină magnifică pentru socrii ei după ce Efsen acceptă să o întâlnească, va fi spulberată de o surpriză proastă care vine la ușă.